și făptura minunată, Elea din părintință, veșnic binecuvântată. De la El avem cuvântul, cu privire la trecut, El ne dă discernământul mărului necunoscut. De aceea, crede, frate, ca să nu te iei somnul, crede numai și ascultă, iată ce vorbește Domnul. Până când tot fugi de mine, până când mă ocolești, până când îți umpli mintea cu desărtăciuni lumești, până când mă lași afară, neprimindu-mă în gând, până când să-ți bat la ușă, spune, oare până când? Te-am eliberat de patie, te-am spălat printr-un botez, te aștept de mult în lacrimi inima să-i cercetez. Dar tu fugi mereu de mine, să mă cauți niciun gând, tot aștept să stau cu tine și mă întreb, dar până când? În zadar vezi că ești bine, în zadar vezi că trăiești, în zadar îndrept pe alții, în zadar te obosești. Dacă nu vorbești cu mine, în cămară rugăciune, totul e ca pleaba în aer, totul e de sărbăciune. Ce te dau să stăm de vorbă? Crezi că o să-și cer ceva? Știi tu slava mea din ceruri? Știi tu bogăția mea? N-am nevoie de la tine, nici măcar de un vorb de ar. Nu sunt toate ale mele, oare nu chiar eu le fac? Vreau ca întreaga ta ființă să rămână credincioasă. Amen. Căci pe acei ce au credință îi voi lua la mine acasă. Stai aproape lângă mine, căci iubirea ce se arată, ce eu până acum în tine este neocondiționată. Atunci binecuvântatul om din vechiul răsărit va scăra în împăratul veșnic și desăvârșit. Binecuvântat scutorul, binecuvântat durerea, căci prin ea învățătorul pregătește învierea. Omul când e în suferință, ca să-și apere spinarea, chiar de-ar fi avut ferință, vinde binecuvântarea. Tu ești unul din aceea, dacă ar fi un corp lovit, tu ți-ai lepădat scânteia pentru a fi dămăduit. Nu-mi spune, știu răspunsul. Dacă am fi mai credincioși, nu ne-am teme de durere și am fi mai bucuroși. Pune-ți astăzi întrebarea, ai dorit să mergi în rai? Dar înainte de aceasta, spune, ce credință ai? Doamne, dacă în suferință treci pe frași și pe suror, dă-le tu la toți credință, ca să ieșim biruitor. O secundă, strânge teama, spune-i lui durerea ta, spune-i, Doamne, pune-ți mâna astăzi peste viața mea. Amin. Tu ai fost mereu cu mine, iar atunci când am picat, mâna ta de căzoare a venit și m-a salvat. Doamne, dă-mi credință mare și putere tale, calea ta unde soare, ca să pot să înțeleg că nu pot mereu alege doar ce-mi place mie aici, căci Iisus El te culege ca să pot să te ridici. Am văzut că El lucrează prin ai săi copii iubiți. Vreau doar să vă mai spun și vouă ca să vă mai pregătiți. Nu alegeți voi, ci Domnul, căci El știe mult mai bine. El a știut și a voastră roadă, căci a știut și pentru mine. Și în final, să nu vă temeți, fiindcă Domnul vă iubește. Folosiți-vă credința și Iisus vă folosește. Amin.